Hai să vorbim despre ce se întâmplă într-o Românie în care mai apar și fapte bune. Când ai piept cu sărăcia, n-ai într-adevăr prea multe variante. Ori înveți și apoi îți cauți de muncă, ori aștepți să te întrețină statul. Deloc adepții cârjelor de la bugetul local, mulți dintre tinerii din Girlău, în Brăila, au plecat să lucreze în străinătate și în urma lor au lăsat o comună la care ajungi cu greu, pe un drum plin de gropi și amarul oamenilor, care mai în glumă, mai în serios, au numit zona Triunghiul Bermudelor. Din fericire, în acest triunghi al Bermudelor, există dascăl ce vor să le ofere copiilor cât mai multă deschidere spre cunoaștere. Noi i-am cunoscut în campania pe care o derulăm Fundația Mereu Aproape cu Fundația Vodafone România. La grădinița din Girlău s-a lucrat aproape 2 ani. Clădirea a fost renovată din fonduri locale, iar mâna de lucru a venit tot din sat, din rândul beneficiarilor de ajutoare sociale. Când a venit rândul interiorului, lucrările s-au oprit și copiii au intrat în sălile vechi. Era destul de dificil, pentru că nu aveam mobilier adecvat, era foarte mal, copiii nu ajungeau la mobilier, nu ne ajungea spațiu pentru materialele pe care le avem. Grădinița a renăscut în anul școlar 2016-2017, după ce cadrele didactice au câștigat finanțare prin proiectul Ajută un sat, schimbă o țară. Dascălii au aplicat cu programul Ajută copiii, înfrumusețează o grădiniță și au primit mobilier școlar pentru cele 4 grupe, materiale didactice și jocuri de rol. Aici avem o bucătărie și aici avem ceaiul în care ne jucăm noi copiii. Peste 10% din copiii care merg la grădiniță provin din familii sociale sau cu părinți plecați la muncă în străinătate. 70% din cadrele didactice fac naveta zilnic. Cine desparte cuvântul țânțar? Ania desparte cuvântul. Câte silabe are cuvântul țânțar? Proiectul Ajută un sat, schimbă o țară face parte din programul strategic de investiție în mediul rural al Fundației Vodafone România, program care se derulează la nivel național și care susține dezvoltarea de proiecte în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România. Mulțumim Fundației Mereu Aproape pentru sprijinul pe care ni l-a dat, dar mai ales, cred eu, cel mai important lucru este că ne-a învățat că a dărui este cel mai frumos și pur gest cu care a fost înțesat omul.